Pace Domnului Grenel. Pace Domnului Grenel. Amin. E mai bine. Slava Domnului că suntem împreună și astăzi. Și cine știe, Domnul știe. Poate va mai fi cândva. Este un sabat deosebit prin faptul că este mai răcoros. Aer mai mult parcă se simte aici în Franța și mai proaspăt, slavă Domnului pentru ploița care ne-a dat-o și pentru că ne-a înviorat. Totul se înviorează atunci când Dumnezeu are grijă. Sper că ne vom înviora și noi, astăzi și în continuare. M-am gândit să vorbesc ultimul sabat când sunt de împreună cu dumneavoastră aici, un subiect care va aduce pentru viitor o dorință, un gând, o plăcere, ca să fim și noi la fel ca un parfum frumos care se simte oriunde te afli, fie într-o încăpere mică, fie într-o încăpere mai largă, în transport sau în altă parte. Să deschidem de împreună cu toții, dacă avem Bibliile, 2 Corinteni, capitolul 2, textul 14. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței lui. În lume se răspândesc diferite parfumuri. Știm că parfumul franțuzesc este cel mai dintre toate parfumurile, așa? Care este parfumul cel mai preferat al dumneavoastră, franțuzesc? Cine are parfum din Franța? Și parfumul acesta, dacă este aplicat, atunci poate să dea un miros și 2, 3, 5 și o săptămână. Da? Parfumul franțuzesc. Sunt diferite parfumuri, din flori, din legume, din fructe, dacă vreți. Așa. Sunt parfumuri din iarbă verde și multe altele. Deci parfumurile acestea, plăcute, sunt alese de fiecare dintre noi după gustul și dorințele pe care le avem. Dar este frumos și bine când tu elimini un parfum frumos. Aveam în casă o floare, nu pot să zic cum se numește, frunzele ca de porumb, lungi, subțiri, așa ca de porumb. Mai mult timp am avut-o împăstrată în casă, cu toate mutațiile pe care le aveam dintr-un district în altul, o purtam cu noi. Și într-un sabat, venind de la biserică, am intrat în casă și așa un parfum puternic, nu pricepeam de la ce, de unde parfumul acesta. Parcă nu ne-am parfumat când am plecat la biserică, ca să rămână mirosul acesta în cameră, în casă. Dar când am venit, un parfum toată casa. Și cu soția ne gândeam, ce se întâmplă, de unde parfumul acesta, cum? Trecând pe lângă floarea aceasta despre care vă spun, ea a înflorit în sabatul acela, a înflorit și așa un miros plăcut și puternic, care a durat câteva zile în casa noastră. Și am înțeles ce înseamnă când este un parfum puternic într-o localitate, într-o locuință sau în transport sau undeva. Vreau să vorbesc despre acest parfum pe care trebuie să răspândească fiecare dintre noi, zilnic. Și vom vedea despre ce fel de parfum este
vorba. Și oamenii răspândesc parfumuri. Dacă mergi în transportul public, ne dăm seama că putem să simțim diferite parfumuri. Dacă intră o doamnă care a aplicat un parfum de acesta din Paris sau din Franța, la general, dar tot vagonul poate să simtă acest miros. Dar dacă intră cineva care nu s-a spălat de câteva zile, tot elimină un parfum. Azi dimineață cineva a intrat cu câinele și era cam lângă noi așa așezat. Așa cum era murdar câinele, era și dânsul. Și vă închipuiți să șeze alături de cineva care are un fel de parfum de felul acesta. Sunt oameni care răspândesc diferite parfumuri. Dar sunt care, ferească Domnul, n-au posibilitatea ca să se spele și niciodată nu se spală. De fapt, parfumul cel mai bun pentru noi, oamenii fizic, este să avem grijă ca să fim curați în fiecare zi, spălați, și atunci vom elimina un parfum frumos. Și eu aș compara astăzi starea de mirosuri fizice cu starea de mirosuri spirituale. În mod special a creștinilor contemporani. Creștinul de azi poate avea o viață de un miros plăcut, poate avea o viață de un miros neplăcut și poate avea o viață de un miros foarte neplăcut. Ce miros răspândesc eu și ce miros răspândești tu? Eu am în spate, în mână ceva. Poate să-mi spună cineva ce am? Vă dați seama, după subiectul care îl discutăm? Da. Am o sticluță mică, nu știu dacă este parfum de Franța, o sticluță mică și nu pot să fiu sigur că este parfum în el. Dacă ar fi aici o etichetă, sau cum îi spunem noi, da? Ca să fie scris ce este aici, dumneavoastră ați putea observa, cu toate că este prea mic, ați putea citi și ați putea spune, da, într-adevăr, este un parfum sau o sticlă de parfum. Dar spuneți dumneavoastră, puteți fi siguri că este parfum sau nu, doar atunci când ce fac eu? Când îl deschid? Și cineva dintre dumneavoastră, sau ca să se convingă că aici este parfum, ce facem? Al mirosim. Poate să fie apă, poate să nu fie nimic, poate să fie ceva care are un miros neplăcut, dar poate să fie un parfum care are un miros plăcut. Viața unui creștin este la fel. Și atunci când suntem acasă, în familie, putem răspândi parfumul. Doar familia, copiii și cei din jurul nostru pot să înțeleagă, răspândesc eu parfumul care trebuie să aducă momente frumoase, care trebuie să arate că trăim o viață strânsă legătură cu cerul, sau felul cum ne comportăm noi în familie,
poate să spună că noi răspândim un alt fel de parfum. E foarte important că azi creștinii să scoată dopul sticlei și să dea lumii mirosul autentic, mirosul plăcut al parfumului lui Iisus. Scriptura spune despre trandafirul din Sharon, care are un miros extraordinar. Când Iisus locuiește în inima mea, oamenii știu că eu sunt cu Iisus, pentru că eu răspândesc pretutindeni parfumul existenței Lui în viața mea. Și spuneam astăzi la grupa școlii de sabat, când am venit aici și am intrat în activitate, în lucru fizic, m-am întâlnit cu o grupă de băieți care unii sunt din satul unde am comunitatea Ivanovca Nouă, așa s-a nimerit când ne-am întâlnit acolo, alții sunt din satul vecin, tot dintr-o comunitate care am deservit-o cândva, și am intrat în discuții, trebuia să spun cine sunt, de unde vin, și din ziua aceea și până astăzi, vă zic, n-am auzit o vorbă sau un cuvânt de legătură pe care îl fac ei, pentru că sunt neadventiști în discuțiile lor. Vorbesc foarte frumos, foarte atent, dar se poartă sau încearcă să răspândească un parfum de stimă, de respect. Ce înseamnă prezența noastră atunci când răspândim parfumul lui Iisus? Dar dacă facem aceasta în fiecare zi și oriunde ne aflăm, toată familia lui Dumnezeu, sunteți de acord că cea mai mare predică este viața pe care o trăim? Cel mai mare rezultat pe care îl putem avea este predica trăită sau principiile trăite în viața de toate zilele. E foarte important lucrul acesta. Creștinul este chemat ca să se lupte în războiul acesta spiritual, dar triumfal, care este condus de Dumnezeu în Hristos. Și doar prin prezența lui Dumnezeu noi putem să răspândim pretutindeni mireasma cunoștinței Lui. Și așa, creștinul este o sticluță vie, o sticluță vie de parfum. Viața noastră trebuie să degajeze mirosul plăcut al lui Hristos, acelora cu care intrăm în contact. Oamenii nu sunt atât de mult impresionați de ceea ce credem noi, ci de ceea ce suntem și trăim. Dacă ai spune cuiva că tu ești adventist, ești mai puțin știe el despre aceasta. Dar tu când vei vorbi, atunci el va înțelege că ești un alt fel decât cei din jurul lui. Deci oamenii nu sunt atât de mult impresionați de ceea ce credem noi, ci de ceea ce suntem și trăim. Și atunci când îl invităm pe Iisus în inimile noastre, El își trăiește viața noastră, iar cei care sunt lângă noi o să dorească să aibă și ei o astfel de viață. Și ca urmare, oamenii vor privi la viața noastră și a mea și vor spune cu mare entuziasm: da, este un creștin autentic, e un creștin de origine dumnezeiască. Este frumos să auzim așa cuvinte din partea celor din jurul nostru? Și este necesar, la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Și atunci, când creștinul este îmbibat cu parfumul lui Iisus,
pe care Apostolul Pavel îl descrie mai departe în textele 15 și 16, în adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Printre toți noi suntem ce? Mireasma lui Iisus Hristos. Pentru aceștia, o mireasmă de la moarte spre moarte, pentru cine? Pentru cei care sunt pe calea pierzării. Pentru aceia, o mireasmă de la viață spre viață. Pentru cine? Pentru cei care sunt pe calea mântuirii. Deci, asta este viața practică pe care trebuie să o trăim noi, creștinii contemporani. O mireasmă de la viață spre viață. Pentru a rezulta parfumul lui Iisus, se combină foarte mult credința, speranța și dragostea. Haideți să le punem împreună într-o sticluță vie. Speranța, credincioșia și dragostea. Să le punem împreună în sticluța mea vie. Ce miros ar fi în viața practică? Dar dragostea fiind esența, așa spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, textul 13. Când folosim acest parfum, noi îmbibăm lumea cu mirosul lui, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, așa spune Romani, capitolul 5, textul 5. Și haideți, din capitolul 13 de la 1 Corinteni, de la textul 4 până în 8, să schimbăm trăsăturile negative cu unele pozitive. Și vom descoperi că un creștin adevărat este răbdător. Cineva spunea că dacă se termină răbdarea, frate, și atunci ce trebuie să facem când se termină răbdarea? Să trecem la îndelungă răbdare. Și ea nu se va termina niciodată. Deci un creștin răbdător, un creștin bun, un creștin umil, un creștin curtenitor, sensibil, liniștit, generos, sincer, optimist, protector, demn de încredere, plin de speranță și consecvent. Ia adunăm toate aceste mirosuri și le punem într-o sticluță vie. Nu va întrece mirosul Franței, Parisului și așa mai departe? Stimați frați și surori, mirosul pe care îl putem răspândi poate să ajute pe mulți ca să fie salvați, poate să ajute pe mulți ca să se ducă departe de la Dumnezeu. Ce alegem? Ce miros răspândim noi? Calea către Hristos, acea carte care va fi anul acesta și cartea misionară pe toată diviziunea Euroasie, la capitolul 9 din această carte este scris așa un citat. Când este primită în inimă ca o comoară scumpă iubirea lui Hristos, nu poate rămâne ascunsă, ci se răspândește asemenea mirosului unui parfum plăcut. Influența ei sfântă va fi simțită de toți aceia cu care venim în contact. Ce miros, ce parfum trebuie să păstrăm noi în sticluța noastră? Și încă ceva.
sticluța poate să arate că are parfum în ea. Poate să fie parfumul autentic acolo, identic. Dar dacă nu scoatem, nu luăm dopul, să zicem așa, de la sticlă, nu poate să fie simțit niciodată parfumul. Stimați frate și surori, dacă eu și dumneavoastră nu eliminăm acest parfum al Domnului Iisus Hristos în viața practică, noi putem să spunem că suntem creștini, noi putem să spunem că suntem adventiști, noi putem să spunem că avem speranță, noi putem să spunem că îl așteptăm pe Iisus, noi putem să spunem că suntem salvați. Dar nu vom putea să fim un ajutor pentru cei din jur dacă viața mea nu elimină parfumul lui Iisus. Umpluți cu mireasma lui Hristos. Noi suntem atmosfera divină pe pământ în carne și oase. Noi suntem sticluțele vii în care putem păstra parfumul lui Iisus. Dorința mea este ca parfumul lui Iisus de aici, de la Grânel, să poată să fie răspândit până la Moldova, până la Rusia, până la Georgia, până la Armenia și peste tot. Și când vom auzi despre frații și surorile de la Grânel, să ne se spună, ei răspândesc parfumul lui Iisus și este cunoscut, este simțit pretutindeni. Domnul să ne binecuvinteze în aceste lucruri minunate pe care le putem face pentru semenii noștri. Amin.